sarcina, dar mai ales plăcerea să vă urez un bun venit la sala de căsătorie a primăriei municipiului Mintea. Această zi are foarte multe semnificații, mai ales pentru doamna Andreea și pentru Ioan Vasile. De bună voie și nesli de mine, ei în căsătorie pe domnișoara Borcon Andreea Ioana. Domnișoara Borcoman Andreea Ioana, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Chișu Ioan Vasile? Da. Nu va consimțământul dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți, adică soț și soție. Și dacă dorești, sunt sigur că dorești, o să se uzuiască. De ce ați ales să vă căsătoriți chiar pe 14 februarie? Pentru că așa s-a nimerit. Ieri a fost 13, nu am vrut în ziua de 13 și s-a nimerit să fie de ziua îndrăgostiților. În câteva cuvinte, care este povestea voastră de dragoste? Povestea noastră, cam de vreo 5 ani a început și de ceva timp ne-am hotărât să ne unim destinele. Te-am văzut foarte mult. Da, normal, datorită faptului că sunt totuși o seamă de răspunderi care ți le atribui în urma căsătoriei. Normal. O să fie cea mai frumoasă zi.